pasionată și creativă în arta pâinii. Viorica Țurcan ne împărtășește din experiența ei unică în colorarea pâinii cu Maia, aducând un strop de culoare și în bucătăria noastră. Vom descoperi toate detaliile despre tehnica sa și ingredientele magice pe care le folosește pentru a da viață pâinii cu Maia. Bine ați venit acasă! Salut! Pâine colorată, extraordinar! Prima dată văd așa ceva, dar să începem cu pasiunea asta pentru panificație. De când a apărut? Salut, Traian, mulțumesc pentru invitație. Sigur că este o onoare și mai mult ca atât este un debut pentru mine, wow, să vin la emisiune. De ce, dacă am să am emoții, okay, m-a ajuns. E, da? Normal să avem emoții. Eu zic să începem cu a pune pâinea la copt. Mm-hmm. Ca să miroase frumos aici acasă. Așa este, da? Dar văd așa un vas mai deosebit, da, aveți și o husă specială, așa folosiți de fiecare dată, desigur, când faceți. Aici dospești, mm-hmm, pâinea, ea o dospit la rece, are aproximativ vreo 20, wow, de ore. Da. Plus nu și de ochi. Aoleu, ce bine așa arată. Așa se spune. Da. Sunt și de ochi și cu Doamne ajută. Și cu Doamne ajută, așa, da. Dar cum, ce s-a întâmplat în viața ta că, iată, ai decis să experimentezi așa, să improvizezi și să-i uimești pe toți cu aceste culori? Probabil nu s-a întâmplat nimic atât de adică ce te-a făcut să abordezi segmentul ăsta? Dragoste. Mm. Față de ceva cald, ceva de acasă. Eu credem că o să zic cineva cald, cineva de acasă, dar iată e vorba de pâine aici. Da, de fapt aș spune că toată această pasiune și dragoste vine din familie, uh-huh, de la mama, din copilărie dânsa Nicoceac, un cuptor de pâine, uh-huh, și cele mai tare amintiri erau legate de acele pampuște. O, da, cu care stroi? Da, cu stroi. O, da. De la nord? Nu, Orhei. Orhei, tot înspre nord, da? Da, și noi cu mare nerăbdare așteptam pampuștele, mm-hmm, mama să le scoată din cuptor și atunci era o sărbătoare. Asta se făcea sâmbăta, dar de obicei tradițional de Paști la noi scocea. Mm-hmm. Dar acum pot și sărbătorile rămân în continuare la noi o... Mm. Un obicei și o tradiție de... Un obicei și o tradiție și presupun că de mai mulți ani nu mai consumați în familie pâine de magazin? Nu consumăm de 5 ani. De 5 ani? Da. Vai. Asta ați, ați observat vreo schimbare spre bine? Nu știu, de când ați renunțat la pâinea de magazin și iată o consumați pe cea cu Maia? Mereu am avut o pasiune, aș spune, către nutriție, către, uh-huh, un stil de viață sănătos, mâncarea să fie mâncare, să fie de casă. Deci și să atunci înțelegem că pâinea cu Maia e mult mai sănătoasă decât pâinea clasică. Asta categoric spun și specialiștii, categoric, cel puțin. Dar ce se întâmplă cu această pâine, da, că ea e atât de colorată? Vrea să, da, adică să începem cu... Da, hai să o, să o punem la așa, 8. O să fie... Răsturnăm pânica de baneton, se numește. Fiecare brutar, bucătar își face propria lui tăietură, eu o fac simplă. Așa, propria semnătură. Semnătură, da, eu o fac simplă, în formă de inimioară. Dar spune-ne, te rog frumos, cum e posibil să o faci atât de colorată? Adică, ce e asta? Colorile sunt alimentar? Absolut alimentare, desigur. Uh-huh. Galbenul este un turmeric. Mm. Negru este un cărbune vegetal chiar adus din Sri Lanka. Mm-hmm. Restul... mai este aici un portocaliu care el e preluat de la o pastă de gogoșari. Vai. Cafeniul este un... aici se vede bine, probabil. Este un malț de secară. Deci, să înțeleg că aceste absolut culori nu oferă mare aromă și gust, decât aspect. Dacă să luăm cărbunele vegetal la cât este de bun pentru organismul nostru, eu cred că el chiar face bine, digestia are loc mult mai activ. De ce vârstă? Și avem aici diferite tipuri de cașcavaluri, deja se observă după tăietură. Și cu cașcaval încă? Este cu cașcaval, din acest motiv, el, când scoace, acest cașcaval începe a stopi și iese și la suprafață. Dar de unde te-ai
inspiri? Adică de unde ai, ai aceste rețete? Să punem la copt? Da, sigur. Da. Eu aș... Da, e foarte important să menționăm și temperatura, dar și durata de coacere. Care este aceasta? I-am pus o hârtie de copt, jos și sus. Așa. Aici am un pic de apă. Iată cum. Așa. I-am pus o hârtie de copt și jos și sus, pentru că nu cunosc cuptorul vostru. Acum el este sectat la maximum 250. Așa. Pentru că s-a preîncălzit, o să-l micșorăm la 220. Apoi, după 20 de minute, coborâm chiar la 200. Mm-hmm. Este cu o convecție. Dar, în general, sus, cât jos, coace o pâine? 45 de minute maximum. Mm-hmm. Am 40, înțeles. Depinde și de mărimea pâinii. A, așa. Aici și neapărat pâine trebuie să adăugăm și pentru... un pic de apă pentru a umezi. Gheață ar fi bine, preferabil. În cazul în care are gheață și aburi, uh-huh. ea, din potrivă, crește mai, mai mult. Iată cum. Din câte văd, am acoperit și cu o hârtie, un strat de hârtie pentru copt? Am acoperit pentru că nu cunosc cuptorul, să nu, să nu se usuce. A, să nu se usuce prea mult. Da. Okay. Dar noi o să scoatem. Peste 20 minute o să scoatem. Acum spune-ne de unde îți vin toate aceste idei. Sau e o pură improvizație? Este o pură improvizație. Uh-huh. Practic, de 5 ani de zile, probabil, am încercat să folosesc absolut tot ce este posibil. De la marar, pătrunjel, tot ce afine, te-a dat o aromă. Tot ce poate da aromă, tot ce poate da culoare, spanac, porumb. Deci putem improviza fără nicio problemă. Pâinea acceptă orice. Eu cred că ca și un bucătar care în farfuria lui se străduie să facă o farfurie cât mai colorată, cât mai frumoasă, exact așa și un om pasionat de pâine, un brutar, eu cred că poate fi făcut pâine altfel. De acord. Și de, cumva de combinat și tradiția. Sigur și inovația. Da. Și atunci și de culoare și de și căldură și emoții. Așa și este, deliciu. Așa este. Vreau să te întreb despre această Maya. Da. Sau Maya. Ce vârstă are? Are 5 ani. De 5 ani. Wow, 5 și ani? Ai reușit să o menții așa? Eu cred că e, odată ce menții, reușești să o faci, e cel mai ușor să o menții. Mm-hmm. Pentru că este ca, ca și o responsabilitate. Aolea. De asta eu recomand tuturor, probabil, să-și înceapă o Maya acasă, singuri. Mm-hmm. Una, că... se familiarizează. Dar cum să o păstrezi cel mai bine? Pentru că, iată, colega mea, Sanda, se ruga de mine să cer de la dumneavoastră o bucățică de maia, ca ei ea au zis că vrea să o cumpere. S-o cumpere. Dar nu e corect. Aha. Eu cred că nu e corect. Pentru că bunicuțele noastre nu vindeau botcalele, plămădeala sau ceva. Adică ea se dă cel mai ușor, sigur că se găsește o maia bună de la un prieten. Mm-hmm. O cer. Este deci putem cumva să ne simplu. Înțelegem, să o ajutăm pe colega mea. Da, care... da, și eu cred că ea o să vă aduc pâine zilnic. Deja, dacă și deja așa, nu are de ales. Deja totul e înregistrat. Vă dați seama. Într-adevăr, haideți să vedem aici. Avem câteva feluri de pâine. Din câte îmi dau seama, una este cu prune și nuci. Și nuci. Și ciocolată. Iar acum, doamnelor și domnilor, în premieră voi tăia această pâine minunată, pâine fermecată. Să chiar vedem... îți încredințez. Da, chiar să vedem ce e în interior. Voi tăia această inimă în două, jumătate o să o iau eu, jumătate tu și totul și va fi jumătate bine. O dăm la băieți? Da, ia să vedem. Wow! Wow, cât de ușor alunecă cuțitul și fiți atenți acum... Aceste imagini se arată doar o dată. Wow! Wow, wow, wow! Foarte și foarte frumos! Abia aștept să o înfulec! Mulțumesc pentru prezență! Mulțumesc pentru că menții această tradiție și cumva i-a atrat și pe alții să atragă atenția la prepararea pâinii care... Ar fi bine. Căreia îi datorăm existența, noi, Homo sapiens. Îți mulțumim și îți dorim succes. Drag. Te mai așteptăm la noi. Sigur. Data viitoare facem aluat împreună, vezi? Da. Așa e. Bun, noi îți mulțumim, te mai așteptăm.